bine ați venit la Centru pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice a CDB. Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi mă aflu la Centru pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice și sunt alături de Matei, care face parte din această echipă, mai pe scurt ACDB. Sau ACDB. ACDB, nu? Învățat cu ACDC. Acum suntem într-un țarc la Căprioare. Matei o să-mi spună astăzi mai multe despre acest centru și cum putem să reabilităm animale sălbatice, pentru că foarte mulți nu știm cum să procedăm și ce să facem. Eu vreau să mă implic mai mult în treaba asta, după cum știți, îmi plac foarte mult și iubesc animalele și vreau să încerc să le ajut și în același timp și voi să facem cunoscută treaba asta. Mă aflu în crângul de la Petrești, mai exact în județul Vrancea, în Focșani. E foarte aproape de Focșani și foarte aproape de orașul meu natal. Și am spus că pot să mă implic aici, alături de o asociație aproape de mine, pentru că sunt puține asociații de genul ăsta în țară. Și Matei o să-mi spună astăzi mai multe despre toată treaba asta. Așadar, urmăriți video, sper să vă placă și rămâneți pe canal. Tot amplasamentul este practic fosta grădină zoo a Focșanului, okay, pe care noi am transformat-o în cel mai simplu mod de a descrie într-un spital pentru animale sălbatice. La noi, pacienții sunt aduși de oameni, sunt animăluțe găsite, bolnave, rănite, okay, sunt tratate, iar scopul este să le eliberăm înapoi în natură. Și nici nu prea sunt opțiuni în România, din păcate, centre de acest tip sunt doar, cred că sunt 6, dar unul se ocupă de pui de ușofani, unul se ocupă de urși care au fost preluați, da, de prin grădinile zoo. E, efectiv, activitatea pe care o desfășurăm noi o mai desfășoară doar două alte centre, okay, adică care au capacitatea de a prelua mai multe specii de animale sălbatice. Mai sunt și unii care se ocupă de berze, dar ca și regiune de sud-est a României, sau de est a României, suntem doar noi, în sud-est mai sunt unii la București, Visul Luanei, da, care se ocupă și de zona aia. În principiu sunt puține opțiuni pentru a interveni atunci când e vorba de animale sălbatice. La cățeluși, la pisicuțe sunt mult mai multe organizații care desfășoară acțiuni. Ce am reușit noi să facem aici pentru a îmbunătăți procesul de reabilitare la Căprioare, de exemplu? Am reușit, tot mulțumită unei sponsorizări, să facem un perimetru îngrădit, deci tot ce vedeți aici sunt vreo 3000 de metri pătrați împrejmuiți, oh, cu gard, unde e etapa finală înainte de eliberarea unei căprioare, de exemplu. Mm-hmm. Deci, practic, ea, în momentul în care ajunge aici, deja nu mai e atât de obișnuită cu oamenii și poate fi eliberată în natură. O să vedeți un pic mai încolo că sunt multe căprioare care au fost crescute de oameni în gospodării, le preiau din natură și le cresc și noi încercăm să le sălbăticim, dacă îmi permiți o expresie de genul ăsta. Foarte mulți oameni găsesc pui de căprioară. Ilegal sau ilegal, ca să-l ții și să-l crești, să-l ajuți într-un fel? Ok, deci în primul rând este ilegal, dar eu n-aș vrea să vorbesc de legalități și de ilegalități, aș vrea să vorbesc despre șansele puiuțului aluia de căprioară să supraviețuiască. Scad. Cu cât este mai mic atunci când este preluat, de exemplu, dacă este preluat în primele 24 de ore de viață, șansele lui de supraviețuire sunt aproape zero. Da, pentru că n-are laptele matern. În general, noi vedem o mogâldeață, da, care chipurile e pe pământ ud și abandonată. Nu. Deci, în realitate, maică-sa e foarte speriată de noi și da, a fugit, s-a îndepărtat. Dar în momentul în care noi plecăm, va reveni să-l sigur caute la puiul ei. Da. Că o să fie atacat de câini, că o să fie, nu știu, o să răcească. Sunt tot felul de scuze pe care le-am auzit de-a lungul timpului atunci când oamenii au preluat căprioarele astea. Da. Lăsați-l acolo, sunt mult mai multe șanse ca el să supraviețuiască dacă îl lăsați acolo. Da. Chiar și dacă apucați să-l luați acasă și îl țineți chiar și până la 24 de ore, dacă îl duceți și îl lăsați în același loc în care l-ați găsit, sunt șanse extraordinar de mari ca el să fie din nou acceptat de maică sa. Sunt dovezi că îl acceptă și la două zile. Deci cineva l-a luat, l-a ținut două zile acasă, l-a dus după două zile înapoi și l-a acceptat maică sa. Da, dar cei care găsesc, ca exemplu, la ce vreau să ajung, sunt care găsesc pui de căprioară la o lună, două, mai măricei. Și îi iau acasă. În momentul în care, dacă o să-l țin o perioadă lungă, el se domesticește, nu? Se și mai greu să-l în momentul înapoi. În care se domesticește, nu mai are frică de oameni și de foarte multe ori nu mai are frică de câini, pentru că cei care îl cresc au de obicei și câini prin gospodărie.
Iar dacă animăluțul ăsta ajunge în natură, cu siguranță va fi atacat, adică va fi atacat cu ușurință de către câinii sălbăticiți și șansele lui de supraviețuire sunt mai mici. Mai mult decât atât, atunci când sunt masculi, cel puțin după vârsta de un an, devin agresivi. Și încep căpriorii. Să pungă, căpriorii, da. Uh-huh. Pur și simplu încep să pungă și chiar sunt cazuri în care au provocat răni grave căpriorii din captivitate. Noi am avut un caz aici la centru, un îngrijitor, acum mai mulți ani și sunt o grămadă de cazuri pe net. Știu și eu, un tecuci, când era grădina zoologică, care numai de vreo 14 ani, nu știu de când eram eu adolescent, și la fel un căprior a împuns o femeie bătrână. Da. O scăpat pe acolo, nu știu ce căutam exact. Deci, au fost multe animale și la noi. Când găsim un animăluț, pune mâna pe telefon. Okay. Chiar dacă ajungem acasă și găsim ulterior informații despre un centru ca cel al ACDB-ului, sunăm, indiferent de oră, un sfat, chiar și într-un mesaj WhatsApp. Adică e o chestie destul de simplă care poate fi făcută în primă fază. Da. Un fel de triaj. Deci prima dată sunați înainte de a vă decide ce faceți cu el. Și după care, după ce primiți sfaturi, vedeți mai departe. Ei, hai să continuăm cu turul centrului. Asta e moștenită de la... Fosta grădină. Asta e construită de noi acum foarte scurt timp. Aici sunt niște pescăruși care urmează a fi eliberați. Doi dintre ei urmează a fi eliberați. Ăștia i-am inelat deja. O să vedeți pe piciorușe că au niște chestii colorate, niște inele color și inele metalice, pentru a fi identificați mai ușor pe viitor. Ok. Ăsta e primul spațiu în care sunt aduse căprioarele crescute în captivitate. Deja ele sunt foarte liniștite. Sunt deja mai multe. O să le vezi. Da. Una, două, trei. Aici în prim plan. Sunt mai multe gelul, nu? Câte sunt? Cinci. Acele se vede că nu sunt foarte speriate de noi. Da, pentru că stau pe loc, liniștite. Față de primele zile când ajung la noi, deja au început să păstreze o distanță. Okay. Pe măsură ce trece timpul, vor fi și mai speriate de noi. Unele din ele nu vor reuși să mai fie eliberate. Uite, ai să vezi pe aia că își căpătează. Mm. A avut piciorul rupt, s-a prins într-o poziție anormală, deci nu reușește să se deplaseze cum trebuie, deci nu o să mai vadă libertatea niciodată, dar noi îi oferim un spațiu de găzduire aici. 3 sunt de anul ăsta, 2 de anul trecut. Da, sunt în fază de dezvoltare diferite, așa, depinde cum au fost hrănite. Mm-hmm. Dacă au hrană adecvată, adică sunt mai robuști. Aici e o mare problemă la hrana adecvată la ele. De ce? Pentru că laptele de căprioară este foarte bogat în grăsimi. Mult mai mare procentul de grăsimi la laptele de căprioară decât cel de vacă. Iar persoanele care preiau căprioare puiuții hrănesc de obicei cu lapte de vacă, într-un caz nefericit, sau într-un caz mai fericit, lapte de capră. Ideea e că ajung să nu se dezvolte corespunzător. Nu cresc cât trebuie. Animalele astea nu provin doar din zona noastră, poate să vină de oriunde din țară sau cât mai aproape, bănuiesc. În general reușim să facem deplasări în jurul județului Vrancea, dar preluăm cazuri de oriunde din țară, iar în anumite situații chiar și intervenim. Din resursele asociației reușim să facem o deplasare până la Cluj, dau un exemplu acum, de unde am preluat un râs acum 2 ani. Uh-huh. Dar oamenii trebuie să știe că pot aduce la noi animalele ei direct. Sau le pot trimite prin diferite metode. Prin maxi, taxi, am mai trimis eu bufnițele, ca exemplu, Am avut o bufniță adusă prin mecanicul de la locomotivă. Adică soluții sunt. Sunt oameni care vor ei să facă o faptă bună. Corect. Chiar dacă lucrează în domeniul transporturilor, în momentul în care aud un animal sălbatic care merge la un spital de animale sălbatice, oamenii ajută. Da. Sunt două cuști unite. Pot face deplasare dintr-o cușcă în alta. Au venit la noi 3, cred că sunt electrocutate. Electrocutate? Da. Sau lovit de cabluri, bănuiesc, nu? Unele sunt electrocutate, altele se lovesc de cabluri. Uh-huh. Aia de acolo e una cu un inel negru. Da, chiar, văd. Deci una cu un inel galben și una cu un inel negru, cu picioarele un pic mai roșii. Da, ei, mai în spate. Inelul ăla e din Polonia, a fost inelată în Polonia. Oho. Și din păcate s-a lovit de niște fire electrice pe lângă Galați.
Și acolo și-a pierdut o bucată din aripă. Nu și va nu va mai putea. Da, eliberat. Va rămâne așa toată viața. La noi. Cealaltă care are și inelul galben și inelul metalic, sunt inele puse de noi, este aptă pentru a fi eliberată, în schimb nu mai e perioada potrivită din an. A, nu? Deci trebuie o anumită perioadă pentru a le elibera? Pentru că ele fac migrația folosind niște curenți de aer cald, care sunt ascendenți. Și în momentul ăsta din an nu mai pot face migrația pentru că au nevoie de curenții ăștia ascendenți. Asta nu știam, sincer. Și atunci ea va fi eliberată în primăvară. Da. A, când se întorc și se duce la un stol. Da, deci aia a fost inelată pentru că este cu siguranță aptă de eliberare. Și cred că mai e încă una sau mai două care vor fi din nou eliberate. Dar în primăvară. Am înțeles. Foarte multe chestii pe care nu le știu nici eu automat și chiar vreau să le învăț. Una din ele are niște degete lipsă. Asta mă uitam. Și are și un vârf de aripă lipsă, la fel. Și aia rămâne aici. Este veteran în centrul nostru. Genul are 5 ani de când la noi? Da. 5 ani? 5 ani de când e la noi în centru. Oho. Nu poate fi eliberat. Deci barza, aia, uite, se vede că n-are degetele, da. 5 ani are de când e aici. Deci sunt păsări care nu mai pot fi eliberate. Dar ar putea nu fi înmulțite, bănuiesc, adică chiar de îi lipsește membru, dacă ai un grup, bănuiesc. E o poveste faină din Polonia, cu un domn care a adoptat o barză care nu mai poate zbura, nu știu exact, cred că tot îi lipsea o bucată din aripă și iarna o ținea în gospodărie, iar primăvara o lăsa la cuibul ei și venea partenerul. Deci partenerul se ducea, făcea migrația, se întorcea la ea primăvara, foarte mișto poveste. Da, da. Impresionantă. Super. Materiale, tot felul de... Am obținut o sponsorizare. Noi, în mare parte, supraviețuim mulțumită sponsorizării. Pe de o parte, banii care intră aici sunt bani făcuți de ACDB din diferite proiecte, dar sponsorizările sunt principala sursă de venit. Și aici am obținut o sponsorizare de la HSC. Am reușit să achiziționăm tot felul de echipamente și tot felul de mici lucruri care ne ajută. De exemplu, o zgardă cu care reușim să identificăm o anumită căprioară pe care o avem în centru. Pentru a nu le confunda, de acum încolo o să reușim să le montăm astea. Sunt tot felul de mijloace de monitorizare internă. Ele nu sunt eliberate cu așa ceva, sunt eliberate cu alt tip de monitorizare, alt tip de dispozitiv de monitorizare, hrană, tot felul de recipiente și așa mai departe. Deci ăsta e sistemul în care funcționăm prin donații. Da. Aici este camera de monitorizare. Avem un sistem de monitorizare la fel obținut printr-o sponsorizare de la Telecom. Practic fiecare cușcă, fiecare spațiu de găzduire este supravegheat cu o cameră video și în felul ăsta putem să monitorizăm animăluțele de la distanță. O mare problemă în reabilitarea faunei sălbatice este stresul. Deci, pe cât posibil încercăm să intervenim cât mai puțin. Ne apropiem mai puțin de ele, sunt unele animale care sunt obișnuite cu oamenii, sunt alte animale care nu sunt obișnuite cu oamenii. Și atunci, dacă le stresăm, le diminuăm șansele de supraviețuire. E chiar foarte important stresul la animale sălbatice în captivitate și e o cauză de mortalitate importantă, mare. Ok, deci asta e zona de monitorizare. Aici, cabinetul veterinar, practic sala de operații, de intervenții veterinare. La fel, o sponsorizare, sunt două containere, să și vede unde au fost limite, care au fost îmbinate. Banii sunt de la TELUS Internațional, la fel o sponsorizare. Am reușit să amenajăm spațiul ăsta aici, care ne e foarte, foarte de ajutor, mai ales medicului veterinar. Da. Pentru că reușește să facă intervențiile într-un spațiu corespunzător. Urmează să îl mai amenajăm puțin din punct de vedere estetic. Acum am terminat, deci foarte puțin timp de când am reușit să dăm o funcțiune, dacă îmi permiți. Aici am făcut o hrănitoare de păsări. E foarte simplu de realizat, poate fi făcută de oricine acasă, mai ales cei care stau la casă, dar și cei care stau la bloc. Simplu de făcut și păsările se adună mai ales în sezonul rece, când au nevoie de hrană suplimentară. Păsările care iernează la noi, de multe ori au problemuțe în a-și
găsi da. Hrana. Și mai ales când îngheață apa, ca exemplu, mă scuzi, când, în momentul când îngheață apa, cum ar fi lebedele, că multe am văzut că poposești și rămân și iarnă. Da. Nu mai pleacă sezonier să rămână gen. Da, e, se poate administra și hrană și animalelor sălbatice. În principiu, cel puțin acolo unde sunt arii protejate, treaba asta nu-i legală, dar din punctul meu de vedere, atunci când se administrează o hrană corespunzătoare, de exemplu cereale pentru lebede, e ok, dar atunci când se administrează pâine și alte produse de panificație, pe termen lung le facem un rău păsărilor. De exemplu, da. Cele care sunt hrănite în parcuri, în orașele mari. Toată lumea vine cu bucățică de pâine și atunci, în timp, dezvoltă anumite afecțiuni. Plecând de la slaba impresie că animăluțele sunt bolnave, nu. De cele mai multe ori, animăluțele, mă refer aici la pui, în special pui de păsări, primăvara, da. Care sunt căzut din cuiburi, nu de cele bolnave. Mai multe ori nu trebuie să fie preluați. Și da. Aici am vrut să fac paranteza asta, pe site-ul nostru e un ghid. Okay. Un ghid care ajută publicul larg să decidă, sau mă rog, să, măcar să intre în contact cu noi, pentru a identifica cazurile care necesită preluare sau cele care nu necesită preluare. De cele mai multe ori e bine să fim contactați. Un simplu telefon, da. Pur și simplu ne dăm seama despre situație și dăm un sfat în prima fază. Da. Ca exemplu, sunt păsări care cad și părinții încă îi hrănesc pe jos. Absolut. Știu sunt, foarte bine treaba asta. Sunt multe păsări da. Care nu neapărat cad, dar de multe ies la zbor. Da, sunt, și nu zboară. Și nu sunt capabili de zbor susținut. Și reușesc să zboare de acolo până acolo. Da. Dar noi dacă îl găsim și îl vedem în incapacitate de zbor, asta nu înseamnă că părinții lui nu sunt pe de lângă și așteaptă da. Ca noi să plecăm să-l hrănească. Foarte mulți fac treaba asta cu vrăbiuțe, cu pui de Absolut. Guguștiu, că am văzut chiar și cu bufnițe. Deși deci, la bufnițe e mai riscant că dacă le-a prins un câine sau ceva, ele neavând penaj, asta aveam să mor. Zic. De multe ori, dacă avem impresia că e un pericol, de exemplu, în grădina noastră e o pisică, pisica noastră, da. Adică putem să luăm pasărea vrăbiuța și să o ridicăm undeva, pe Corect. Strașină, pe o creangă, deci în felul ăsta ne asigurăm că nu ajunge nici pisica la ea, dar nici nu o preluăm, pentru că de foarte, foarte multe ori, în momentul în care preluăm un animăluț, ei, diminuăm șansele de supraviețuire. Noi credem că facem un lucru bun, dar în realitate îi facem un rău, pentru că cel mai bine știe să-l hrănească maică-sa, da. Iar dieta adecvată la fel, numai maică-sa poate să-i o dea, sau texul, că sunt păsări care da. Se hrănesc și de ambii părinți. Tocmai de-aia aduc din nou în discuție subiectul ăsta. Sunați și aflăm exact care este modalitatea prin care intervenim sau nu. Da. Acum o lună am reușit de am făcut acoperișul ăsta, l-am făcut noi, numai că țigla a fost o sponsorizare de la Bramac. Practic în felul ăsta am reușit să acoperim și căsuța veche care era moștenită și partea nouă, cele containerele pe care le-am primit ca și sponsorizare. O altă structură pe care am achiziționat-o în cadrul unui proiect, să-i zicem un fel de menagerie, mini-menagerie, dar are un foarte important rol pentru că am reușit să creăm un spațiu în care putem găzdui anumite animale pe sezonul rece. Deci, dacă majoritatea dintre animăluțele astea sălbatice sunt adaptate, reușesc să supraviețuiască în natură chiar și atunci când este frig afară, când ele sunt bolnave, rănite, au nevoie de temperatură constantă. Și asta am reușit noi să facem printr-un proiect finanțat de Fundația pentru Parteneriat. Deci, practic, fiecare părticică din centrul ăsta are în spate o sponsorizare sau un proiect pe care da. Noi l-am scris și am câștigat o anumită finanțare. Au vrut să țină păsări de apă, mamifere de apă, dar da. Niciodată nu a fost funcțional, nu au băgat apă niciodată. Încercăm noi acum să facem măcar o parte din el să țină apă. E destul de mare, ar sta ceva păsări da. Aici. Deci ce o colegă de-a noastră a venit cu o idee foarte faină, în care dacă am reușit să facem o zonă în care să ținem apă și pe perioada de iarnă, să găzduim, să preluăm, de exemplu, țestoase pe care oamenii le iau din pet shop-uri, cresc și nu le mai vor. Și de multe ori le eliberează da. Mediul natural. Și cum ar fi cea de Florida, exact. Care dăunează. Absolut. Pentru că le omoară pe celelalte și toată fauna. Absolut. Exact. Deci știi foarte bine cum da, e lucrurile, știu. Poate le povestești și ascultătorilor sau da. Celor care vizionează canalul. Ideea care e? Țestoasa asta de Florida intră în competiție cu țestoasa asta nativă, da. Europeană, de apă, evident, și fiind mai mare, reușește să o înlocuiască. Practic, da. Îi preia locul în habitatul natural. Da. Diferite puști,
Aici sunt goale majoritatea, bănuiesc, doar... Nu neapărat. Ah, nu, uite. Uite, aici este un vânturel. Un vânturel? Vânturel. Aici am să vorbesc foarte, foarte pe scurt. Da. Încercăm pe cât posibil să aplicăm o politică no-kill. De obicei, în centre de tipul ăsta se practică eutanasia. Ce înseamnă asta? Înseamnă că atunci când un animăluț, chiar dacă supraviețuiește, dar îi lipsește un membru, o aripă, nu mai poate fi eliberat în natură, atunci decizia generală e ca animăluțul să fie eutanasiat. Da, pentru că nu mai poate supraviețui în libertate. Da. Aici e un subiect foarte controversat. Noi am încercat să abordăm politica asta no-kill și acolo unde putem găzdui un animal, îi oferim, de exemplu, o volieră mai mare, asta e deocamdată doar temporar aici, ori găsim un loc într-o grădină zoo, noi încercăm să-l menținem în viață. Știu, e un subiect foarte controversat. Da. Dar, mai departe, da. O să dau un exemplu personal. Deci, acum vreo 5 ani, cred, a ajuns la noi un urs, un pui de urs, accidentat de tren. A pierdut un membru. Veterinarul nostru a intervenit și l-a salvat. Eu am fost cel care a spus nu. Animalul ăsta nu mai are ce căuta în natură. Am fost în minoritate. Colegii mei au decis majoritatea să le libereze. I s-a montat o zgardă, un colar, un dispozitiv de urmărire prin satelit. Da. Ei, animăluțul ăsta, în trei picioare, a reușit să supraviețuiască. Și cât timp a funcționat zgarda aia, un an de zile, el a fost în regulă mai mult decât atât. Nu s-a apropiat de așezări umane, pentru că asta era una din fricile mele. Da. Nu a făcut pagube. Singura diferență între ursul ăsta și alți urși pe care i-am monitorizat, urși sănătoși, a fost că ăsta a avut un teritoriu de 3 ori mai mic. Deci, practic, s-a deplasat mai puțin decât un urs sănătos, dar a supraviețuit bine, mersi. Și de aici și impresia asta a mea că ar fi mai bine să ne gândim de mai multe ori înainte să eutanasiem un animal, chiar fiind el și incapabil de a se descurca în natură. E în incapacitate de zbor. Nu e de foarte mult timp la noi, când a ajuns la noi nici măcar nu era în stare să stea pe picioare. Văd că a început să-și revină, probabil îl vom pune cât de curând în voliera mai mare unde sunt și alți pescăruși. Bun, deci aici ar trebui să fie un... Da, și asta e camera, da. Acum o văd. Una din camere, da, mai una multe, dintre ele, da. Tot mutat de azi. Da, exact, le mutați la cuștile care... Au animale ca să poată să se vadă. Putem să-l monitorizăm. Am înțeles. Aici ideea care a fost? Asta a fost la interior, nu a fost așa o improvizație la exterior. Da. Dar un alt jder ca ăsta care nu vrea să se arate, hai, s-a, un gândit jder aici. S-a gândit el că e foarte tentant cablul ăsta și l-a rost și l-a făcut praf. Da, mănâncă cablul. Și atunci nu le-a mai lăsat camerele înăuntru, la interior, în momentul în care avem jderi. Un animalus crescut în captivitate. Foarte obișnuit cu oamenii. De când de la noi a început să fie un pic mai reticent, un pic mai speriat de oameni. Deci e puțin blând, totuși. Nu e blând? Mai puțin blând decât era când a ajuns la noi. Okay. E un proces de reabilitare treptat. Da, ca să poată fi reintrodus. Durează mult, da. Dar am reușit cu cel anterior pe care l-am avut. Era okay. Total sălbăticit și a fost eliberat. Acolo. Iată unde e. Unde e? Speriat. Da. Ai dreptate. Da. Nu se vede foarte bine că e plasă. Deci ăsta este comportament aproape de normalitate. În momentul în care vede omul, caută să se ascundă, să fugă și așa mai departe. Da. Bun, hai să... Aici am văzut o cioară sau nu știu ce, un corb, o ceva. Da, o cioară. Deci aici este un spațiu amenajat special pentru carantina unor exemplare de râs. În cadrul unui proiect mai mare, încercăm să contribuim la salvarea populației de râs din Slovenia și din Croația. Iar în prima fază râșii sunt ținuți în spațiul ăsta aici, atât cât durează până li se fac analizele medicale. E nevoie să se vadă dacă au sau dacă nu au anumite boli. Spune mai întâi unde e, să nu scăpăm. Nu că ar fi o problemă dacă l-am scăpat, pentru că oricum, e să fie sus aici, în dreapta. Oricum, în dreapta, sunt deasupra ta, e un spațiu acolo. Okay. El urmează să fie eliberat. Da. Deci a ajuns la noi fără penele din coadă. Okay. Nu avea nicio pană în coadă. Poți să intru repede, așa, sau? Poți să intri, dar sunt sperii că el va zbura să vă sperie. Da, nu, nu. Și va zbura în partea aia altă cuștii. Okay. Da, e acolo, uite-l. Ok. Hop. Atât, nu ne apropiem mai mult. Da, niciun caz. Ok. Da. Zboară bine. Zboară bine, e regulă. La mine lași pe el când l-am verificat.
Deci eu buteu urmează să fie eliberată, ți-a ajuns la noi fără nicio pană în coadă. Ok, hai să nu-l mai speriem. Da, hai. Ok, da. Foarte multe păsări, sincer, adică și păsări și animale. Unde aveți este? Ceva de reabilitat? Asta e o căsuță pentru lilieci. Așa cum sunt acele căsuțe pentru păsările pe care le vedeți prin pădure, asta e o căsuță în care își găsesc adăpost liliecii. Ea are o fantă, o deschidere sub ea. Și stau acolo atârnați? Sau? A, da. Și pur și simplu intră pe acea fantă și e ca o scorbură pentru ei. Da, da, da. Cine a făcut căsuța, uite, vedeți că a tras niște dungi așa, niște canale, să șanțe. Se agațe. E ca să se agațe, exact, da. Da, ca să se poată da. Cățăra. Da. Aici, oricum ei stau în scorbur și seamănă absolut. Așa ca o scorbură, da. Da, e mai utilă în zone în care pădurea, de exemplu, nu are arbori bătrâni care să fie cu scorburi, să fie găunoși și așa mai departe. Da. La noi pădurea asta e plină de scorburi, e plină de liliele, toate speciile, pentru că e o pădure, un habitat chiar protejat, un amestec de stejar cu frasin și pădure seculară. Și atunci au tot felul de nișe, de mici adăposturi în care pot sta și răpitoarele de noapte, bufnițele și liliecii și toate. Da, bun, am terminat turul și acum o să ne ducem la mașină și o să vă spun acolo mai multe detalii. Să vă explic mai pe larg cum stă treaba. Cu o zi înainte de a elibera lebăda, mă uitam pe internet și căutam diferite asociații pentru animale sălbatice, la fel cum este cea de la București, Visul Luanei. Știu că sunt mai multe, Cola Cariola și alte asociații de genul ăsta, dar căutam ceva mai aproape de mine. Pentru că eu stau în județul Galați, iar această asociație, ACTB-ul, este cea mai aproape de mine și sincer nu aveam idee că există și nu știam că este chiar atât de aproape de mine, mai exact în Focșani, în această pădure, în Crângul Petrești, pentru cei care sunt din zonă, probabil cunoaște zona. Am venit de multe ori pe aici, dar niciodată nu aveam idee că acolo, lângă acel muzeu al satului, există acest centru. Așadar, am contactat asociația cu o zi înainte să eliberez lebăda. I-am spus că am această lebădă, i-am explicat care-i treaba, le-am spus că am vorbit cu cei de la Visul Luanei și au hotărât să elibereze lebăda după ce își revine. M-am invitat să ne găsim astăzi, să vorbim mai multe, respectiv m-am găsit cu Matei, care mi-a explicat și ați văzut tot ce au acolo. E un centru foarte mare, într-o grădină zoologică, într-o fostă grădină zoologică ce a fost aici. Și acum este transformat în sediu. Și este, din ce am înțeles, cea mai veche și prima asociație din țară de acest gen, care se ocupă cu reabilitarea animalelor sălbatice, respectiv cu fauna și tot ce mai este nevoie. Foarte interesant ceea ce mi-a spus, sper că v-a plăcut și în continuare am de gând să mă implic mai mult în treaba asta, pentru că îmi place. Îmi place și chiar vreau să iau parte la mai multe proiecte și vă invit și pe voi să, prin intermediul YouTube-ului, bineînțeles, să ne urmăriți și să urmăriți și pe ei, bineînțeles, să vă las canalul în descriere celor de la ACDB, să vedeți acolo ce postează ei pe legat de animale, pentru că am foarte, foarte mulți urmăritori care iubesc și sunt pasionați de animale. Deci vă duceți și vă abonați la canalul lor, o să vedeți în descriere. Și pe site-ul lor puteți să aflați mai multe detalii despre această asociație, dacă vreți să donați pentru ei, pentru că ați văzut, merge pe bază de donații. Dacă vreți să ajutați animalele, îi puteți ajuta cu o donație în primul rând sau înainte, după cum a explicat și el la începutul clipului, sunați înainte de a încerca să ajutați un animal, aflați mai multe despre acea vietate, acea pasăre sau animal, despre de ce ați găsit și nu luați o hotărâre fără să vă interesați despre cum merge ajutat. Ca o mică paranteză pe care vreau să o fac, în ziua în care am eliberat lebăda, la fix o oră după eliberare, m-a contactat Matei și mi-a spus să o aduc la el la centru și să-i punem un inel. Dar când am văzut mesajul, m-a contactat și eu nu aveam internet acolo, în zona e internetul slab. Și după ce am deschis WhatsApp-ul, am văzut că mi-a scris și am spus că deja e prea târziu, eu am eliberat-o și nu mai pot acum. Așadar, de acum o să mă vedeți mai mult prin preajma animalelor, ca să spun așa, o să vreau să iau parte la diferite proiecte și să fiu voluntar în treaba asta. Și bineînțeles, și voi puteți să le ajutați și să le reabilitați
contactând asociația aceasta sau oricare asociație din împrejurul vostru. Dar pentru cei care sunteți din raza Moldovei, cred că asta e cea mai aproape și cea mai mare asociație de la noi. Da, cam atât ar fi cu video pentru astăzi. Eu sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați la canalul meu. Să activați clopoțelul acela de notificări, chiar dacă sunteți abonați, pentru că mă ajută foarte mult și YouTube-ul nu trimite notificările la toată lumea. Și bineînțeles, încă o dată, intrați în descriere și abonați-vă și la canalul lor, pentru că au postate foarte multe clipuri cu tot felul de animale sălbatice, chiar filmate în mediul lor natural. Da, cam atât și ne vedem data viitoare la un nou video. Numai bine!